Hei, salut, prieteni! Astăzi este duminică, iar astăzi va fi un vlog un pic mai special. Ieri am fost la un eveniment numit Night Market by Chef Foa, după ce ne-am întors de la Pitești. Și am decis că e cazul să-i acord un vlog separat evenimentului, pentru că a fost un eveniment foarte, foarte mișto. Eu cu Ana ne-am simțit foarte bine, așa că astăzi va fi un pic altfel. O să vă arăt în continuare ce am făcut noi ieri la Night Market by Chef Foa. Am trecut pe acasă să ne schimbăm și noi și mergem acum către, Ana, cum se cheamă? Ceva, un eveniment cu mâncare, muzică, Night Market. By Chef Foa. În parcare la Kaufland. Mergem acum să vedem ce e acolo. Am ajuns mult prea devreme, mi-am subestimat calitățile de șofer. Am făcut doar un sfert de oră până aici și încă nu s-a dat drumul la acțiune. Așteptăm, stăm pe niște chestii. Specialitatea lui Chef Foa, așa mi-a zis Ana, că este o pastramă super, super bună. Este un sandwich cu pastramă, super, super bun. Hai să vedem dacă e atât de bun pe cât zice Ana că e și pe cât zice Chef Foa că e. Sandwichul cu pastrama a fost extraordinar, excelent, până la ultima bucătură. Ia crevete! Mănânc niște ouă cu creveți și mă întorc cu verdictul. Deci ouăcul ăsta cu creveți este ceva excelent, Diana. E foarte bun. Între pastrama, sandwich cu pastrama și ouăcul? E bună pastrama, dar ouăcul e super. Deci pastrama este excelentă, excelentă pastrama. Dar ouăcul e peste. Cel puțin ăsta cu creveți e senzație. Super, super bun. Cred că mai luăm o porție. Am băut, acum ne relaxăm pe niște pernuțe de astea. Văd că și-a început să cânte lumea. Foarte mișto. Foarte mișto atmosfera. Ne-am mutat lângă scenă.
gata, o întindem acasă, nu mai stăm, că e târziu. Și mi-e foarte, foarte somn și Ana la fel, pentru că ne-am trezit astăzi foarte, foarte devreme. Foarte mișto evenimentul. Ana, ți-a plăcut? Da. Mâncarea, ceva senzațional. Deci senzațional, mâncarea a fost super, super bună. Muzică bună, ne mutasem acolo lângă scenă, dar ne-a luat somnul, că stăteam atât de bine. Muzică bună, vremea bună afară, ne-a luat somnul și plecăm acasă. Eu cel puțin mai am treabă, Ana poate să bage la culcare când ajungem, dar eu mai am treabă. Cam asta a fost acolo, ne-am distrat, am mâncat, a fost foarte, foarte mișto. Întrebarea de ieri a fost, care este materia pe care o urâți sau ați urât-o la școală? Și răspunsul pe care am stat întrebare de ieri vine de la Alex Dennis și zice: urăsc prima oră din fiecare zi. Nu contează ce materie este, dar o urăsc pentru că e prima și nu-mi place să mă trezesc de vreme. Corect, așa este. Nici mie nu-mi place să mă trezesc de vreme și nici mie nu-mi plăcea la școală să mă trezesc de vreme și eram zombie așa vreo 2-3 ore. Dar n-aveai încotro și trebuia să fii super prezent. Dacă te mai și asculta sau era vreo teză sau vreo un test la prima oră sau a doua oră, era nenorocire. Întrebarea de astăzi este: ce v-ați dori să aveți la dispoziție? Un șef bun care să vă gătească mereu mâncare super bună sau un om care să vă țină casa și lucrurile mereu curate? Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să-mi lăsați un like dacă vă place ceea ce fac, să dați share, să vă dați prietenii voștri și ne vedem mâine!